Întotdeauna, în spatele unei personalități, se află povești, se află viața, destinul. Întotdeauna, la nocturne, suntem dornici să ne înfășurăm și să desfășurăm destinul unei mari personalități. De data aceasta este vorba despre actorul Vladimir Găitan, care va primi anul acesta premiul pentru întreaga activitate din partea Senatului Uniter. Dar nu numai pentru asta sunteți aici. Povestea noastră începe acum câțiva ani și chiar așa vreau să debutăm această întâlnire. Am plecat cu trenul împreună cu Sanda Manu, noi trei într-un juriu la Festivalul Comediei organizat de Teatru de Comedie. Și am plecat cu trenul spre Miercurea Ciuc, spre Sfântul Gheorghe, Odorheu Secuiesc. Da. Ar fi multe de spus, dar e bine să păstrăm și puțin mister. Însă ochii lui Vladimir Găitan probabil că sunt greu de uitat în acea călătorie în care mărturisesc că m-am apropiat de personalitatea dumneavoastră și mai ales de sensibilitatea dumneavoastră. Am descoperit un om de o căldură cu totul excepțională și poate ce ne îndepărta s-a topit și am avut curajul să mă apropii și să vă descoper. De aceea vreau la nocturne să pășim prin poveștile lui Vladimir Găitan, care l-au făcut unul din mari actori, aș zice, nu doar ai teatrului de comedie, ci ai teatrului românesc. Privind noi pe geamul acelui tren ciudat, așa cum sunt multe în România, ne-ați vorbit și stăteam împreună cu Sanda Manu cu gura căscată despre Suceava, despre Bucovina, despre un alt ritm, despre alte culori, despre alte linii ale acestei țări. Ar mai fi ceva, Marina, și ceva foarte prozaic așa și îngrozitor de prozaic. Mirosul, papilele gustative. Întotdeauna când mă apropiam de casă, venind în vacanțele celebre de la facultate, casa mirosea a sărbătoare, de Crăciun, a pom de Crăciun și de Paște, a cozonaș de Paște. Și oricât ar părea de ciudat, aceste mirosuri mă atrăgeau ca un magnet. Eram ca o pisică mare, așa, care adulmecă acele mirosuri incredibile și care însemnau, de fapt, munca și talentul și sudoarea mamei în a ne pregăti aceste sărbători, care aveau un specific absolut unic, nu întâmplător. Astăzi în Bucovina și în Maramureș se fac cele mai frumoase sărbători de Sfintele de Crăciun și de Paști. Și povestea asta o trăiam în fiecare vacanță și te rog să mă crezi că mama era o gospodină desăvârșită, iar casa bătrânească care era făcută undeva sub poalele cetății lui Ștefan cel Mare, că așa a fost să fie, iar grădina se termina chiar în curtea cetății, care cetate mi-a fost leagăn de joacă și de povești istorice cu acest uriaș domnitor care a fost Ștefan cel Mare. Și care era foarte mic. Și care era foarte mic, drăguțul de el, și pe care îl suspectez că și-a dăpat cai în fântâna din fundul grădinii mele, când venea el din bătăliile lui celebre. Și cu moldovencele lui frumoase, de care se înconjura, trebuie să-ți mărturisesc că toate astea cioplesc la tine foarte, foarte frumos și fac parte din acel cuvânt care înseamnă șansa de a te naște într-un loc binecuvântat de Dumnezeu cu obiceiuri începând de la ce se pune pe masă și terminând la ce se vorbește în casă, ce se întâmplă în jurul tău, într-un triunghi în care vis-a-vis de poarta casei era Biserica Mirăuț, unde a fost miruit Petru Rareș. Deci că vorbim astăzi de energie și de descoperim și noi această lume
ușor fantastică. Eu vreau să cred că toate astea au modelat așa la cel care astăzi se pregătește să se retragă. Nici poveste. În glorie, sper. Nu, gloria... Da. Încă da. La glorie mai e de lucrat. Mai nu e se de retrage lucrat. Nimeni așa de simplu. Bine. Și de ușor. Din Bucovina lui Vladimir Găitan și a lui Alex Ștefănescu, coborâm spre capitală. Coborâm spre capitală la IATC. Încă se numea așa, un institut de teatru care, după părerea mea, avea asemenea profesori încât teatrul românesc mai trăiește bine cât trăiește și astăzi. Și care, din fericire, niciunul nu avea doctorat. Mie din fericire mi se pare, pentru teatrul românesc. Pentru teatrul românesc. Mie mi se pare povestea cu doctoratul, dar ăsta aș prefera să fie subiectul unei discuții vis-a-vis de anumite bresle care n-ar trebui să fie condiționate promovarea lor de acest odios doctorat care a făcut din noi o țară de mincinoși, de oameni care își falsifică identitatea de fapt, cu frenezie pentru un pumn de arginț, nu? Că despre asta e vorba. Sau pentru o strălucire de glorie, să zicem. Absolut. Dă bine să fii universitar, dar pentru un doctorat se muncește enorm. Se muncește. Înseamnă cercetare, înseamnă un punct de vedere, înseamnă preocupare. Absolut. Academică. Absolut. Pentru că ai deschis acest subiect, care și pe mine mă doare foarte tare, pentru că am fost tăvăliți, cum spuneai, într-un soi de minciună în care, absolut, într-adevăr, da. Limbajul academic este amestecat și este la îndemâna oricui. Țin minte că ultimii dintre universitari, să zicem, care au cedat foarte târziu la acest val de promovare prin doctorat, au fost cei de la Belle Arte din București. Da. Întregii pictori, sculptori cu carieră excepțională au spus: am scos generații de artiști, absolut, plastici fără doctorat. Cariera mea stă în ce poate vedea o lume, nu într-un titlu. Nu voi fi altfel dacă voi avea doctoratul dat. Cred că primii care au cedat, și cu părere de rău o spun, au fost oamenii de teatru. Nu cred că George Constantin ar fi fost mai mare sau mai mic. Așa este, sigur, sau Dinică, sau Iordache, sau Radu Penciulescu, sau Valerica, exact, Moisescu, dacă... Sau Fitenșteanu, sau Calboreanu, sau actorii dacă care... Dacă ar fi, da, avut... Da. Se amestecă lucrurile și, absolut, din amestecul ăsta ieșim pătați cu toții. Da, din păcate, da, da, și în orice, da, caz cultura română. Da, am avut această, ca să spun, discuție cu o doamnă senator, nu-i dau numele, reproșindu-i această tenacitate cu care ea promovează această aberație, mai ales în breazla mea, și explicându-mi foarte doct așa că în momentul în care vrei să faci și o carieră universitară, e obligatoriu să faci și acest doctorat, în care eu nu cred, și vorba ta, nimic nu justifică faptul că eu am avut niște profesori uriași, începând cu George Radu Carabin, Beligan și Elena Carabin, Negreanu. Elena Negreanu, dragă de ea, care era o profesoară extraordinară și o ținută, o prezență. Era absolut ca un al doilea părinte, în primul rând, și n-am să uit că trăiesc, și acum ne sunăm și vine la spectacolele mele și sunt onorat de câte ori, ea având undeva peste 90 de ani. Spre 95 și 6, exact, cred, da. Și vine la teatru și este o bucurie să o văd pe această doamnă Eu superbă. Eu cred că în meseria noastră despre asta este vorba. Despre, da, a învăța să fim împreună, să ne respectăm, să ne urmărim în ce facem, absolut, să comentăm constructiv ce facem. Și, din păcate, pentru că actorii sunt oamenii cetății, da, sunt primii
totuși atinși de boala cetății. Dacă vremurile sunt tulburi, da, actorii sunt impregnați de apele tulburate și se vede pe scenă lucrul ăsta. Dacă apele sunt cumva favorabile, probabil că actorii sunt primii care pot arăta lucrul acesta. Actorii au un destin special, cred. Și de asta iubesc această profesiune. Și iubesc și respect. Și caut să înțeleg. Așa în fiecare este. Seară îți anulezi eul și împrumuți pe altcineva. Îl împrumuți și ți-l asumi. Astăzi ești dirigintele poștei, mâine ești Tuzenbach, poi mâine Hamlet și așa mai departe. Toată această alteritate a ființei lasă urme. Dar ce-ar fi, îți dai seama, Marina, cât de aberantă este această mizerie cu impunerea acestor doctorate unor mari actori să scrii în dreptul lui Hamlet, dr. Hamlet, Vasile Gheorghe. Cum ar arăta un afiș cu această particolă dr. Și personajul? Că începe să ți se facă frică de ce poate să le treacă prin cap unor minți bolnave și care automat au dat drumul la o moară bolnavă de minciună, care macină minciuna asta extraordinară, dar al cărei preț este un salariu substanțial, că de fapt de aici pleacă, zic eu, și această, că tot auzi de marea corupție și nu reușești să o apuci de undeva și nu știi de unde să o apuci. Ei, ea pleacă de la lucruri foarte mici și aparent ascunse. Când te gândești că mi s-a cerut așa foarte normal, când am vrut să predau la Institutul de Teatru, mi s-a spus, zice, și care e problema? Dai 1.000 de euro. Am spus, dar n-am doctorat. Nicio problemă. Dăm la o fată de la critică literară, erați voi acolo, undeva? Eu am făcut filologie. Filologie, da. Nu. Vorbesc de colegele, da, care fac această, da, secție care există la institut și care îți face lucrarea de diplomă, eu ți-o semnez și e o formalitate, Vladimir, adică devenise o formalitate ca să pot fi angajat. Din păcate, despre asta trist este vorba și, da, știm toate dezbaterile la care asistăm într-un fel neputincioși, pentru că lezarea intelectualului autentic este astăzi un subiect pe buzele tuturor. Dar vreau să depășim acest, da, subiect trist și, repet, care prin numele celor atinși de ispită, de viciu și de minciună ne-au împovărat, de fapt, pe toți. Absolut. Vreau să ne întoarcem și să ne gândim la o clasă de actorie cu oameni tineri, frumoși, cu speranță, nu știu cât de pregătiți pentru lumea asta, stăteau în preajma valorilor. Până la urmă, șansa fiecăruia dintre noi este intersecția cu modele. Absolut. Hârșâirea de personalități grele care lasă urmă. Cum era o clasă în care voi lucrați? Absolut. Sperând ca mâine să fiți colegi de scenă cu mari artiști. Da, este foarte, foarte interesant că m-am lovit de această poveste a ta, Marina, și m-am lovit chiar din primul an. Știi, având șansa să debutez în compania unor mari actori, vorbesc de filmul Reconstituirea lui Lucian 1969. Pintilie. 1969. Eram în anul 2 de facultate și după șocul întâlnirii cu Marele Finteșteanu și Antoniu și Giugaru, care erau profesori la Institutul de Teatru, inclusiv maestru Beligan cu asistenta lui tânără și frumoasă, Elena
Negreanu, cu domnul Calboreanu, cu domnul Carabin, care era un frumos și un talentat și pe care în fiecare seară, apropo de modele, noi îi vedeam pe scena Teatrului Bulandra fiind absolut sclipitor și minunați acolo, deci erau profesorii noștri pe care în fiecare seară se duelau cu noi, ei de pe scenă și noi urmărindu-i și, cum se spune, furând meserie. Pentru că meseria noastră, în primul rând, se fură. Și se fură cu inteligență, cu intuiție, cu intuiție și cu acest, cum să spun, adică erau spectacole pe care le vedeam de 30-40 de ori. Spectacolele lui Pintilie, N-am să uit că trăiesc, Livada de vișini, Scrisoarea pierdută, Dale Carnavalului, le-am văzut de 30-40-50 de ori. În institut, țin minte că vorbeam cu replici din Caragiale, cu replici din Shakespeare, pentru că, vezi, sistemul așa odios cum era și cum începea încet, încet să-și strângă șuruburile, în zona Breslei mele a fost destul de inconștient, ca să zic așa, și ne-a lăsat destul de liber. Așa se face că în televiziune, unde era o redacție de teatru excepțională și unde se făceau niște lucruri extraordinare. Cine mai își amintește de Ibsen? Aici am făcut câteva spectacole Ibsen, făcute pe platourile televiziunii române și care erau o lecție de cultură universală cum rar întâlnești, pentru că aceste spectacole erau însoțite de o pregătire intelectuală, începând de la povestea autorului și terminând cu disecarea fiecărui personaj, care era absolut unică. Analiză pe text. Analiză pe text, lucru care nu se face. M-am trezit acum, recent, nu vreau să dau nume, cu un tânăr regizor care ne-a pus textul în mână și a spus: urcați-vă pe scenă. Și am spus: dar noi nu facem o prima lectură a acestui text? O să-l facem pe scenă. Știți că eu pe 28 am demontat o piesă în altă parte și dacă nu ieșim repede, nu se mai poate. Și am refuzat, m-am retras din proiect pentru că am spus: dragul meu, nu te supăra. Eu vin dintr-o altă școală și mi se pare o impietate să nu citesc măcar piesa de la... păi zice, nici nu am jumătate din piesă, o să văd ce o să se întâmple în partea a doua și finalul. Încă nu le-am scrise. Zic, cu atât mai mult, te rog frumos să renunț la serviciile mele, și m-am retras. Deci, vezi, se întâmplă un lucru foarte trist în momentul actual cu această ciocnire între generații și între această poveste cu timpul, care se ia ca argument și este un argument fals, pentru că el nu are nicio legătură cu anumite profesii. Eu înțeleg cu șoferul de autobuz care trebuie să fie punctual când ajunge în stație, dar cu munca de creație nu are absolut nicio legătură. Și lucrurile astea te fac să te întrebi încotro ne îndreptăm, pentru că... Dar eu n-aș zice că este neapărat o ciocnire între generații, pentru că valorile fiecărei generații au știut întotdeauna să fie împreună. Sau și-au găsit, și-au acordat timpul. Da. Cred că este un asalt pur și simplu a unui tip de mediocritate, de agresivitate, de vocale, tip vocalii, care opun, în loc să spui valoare și non-valoare sau valoare și mediocritate, spui tânăr și bătrân. Nu cred că astea sunt termenii unei opoziții. Tinerețea are valorile ei și, cum vorbeam, nu Lipati la 33 de ani, când s-a prăpădit, era o personalitate uriașă a muzicii de pe pământ. Și atâtea și atâtea exemple, nu? Absolut. Dar cred că această contradicție și această observație fină pe care o pomeneai
ține mai degrabă nu de vârstă, ci de întâmplarea de a fi pe un drum, probabil. Probabil. Vroiam să... Te rog. Să-mi spună Vladimir Găitan de astăzi, după un drum lung, poate nu foarte ușor, dar cu multe repere, cum a fost de astăzi privind această poveste a filmului Reconstituirea? Cum a fost pentru un tânăr care credea că este liber, că nu viața începe, că a întâlnit un uriaș, cum este Lucian Pintilie, o personalitate răvășitoare, de o inteligență sclipitoare, acid, lamă, un om care a făcut o poveste ca Reconstituirea, în care doi tineri debutau, alături de George Constantin, de Emil Bota, Ernest Maftei, și Marina, Ernest Maftei. Iar filmul ăsta este... Vezi că nimic nu e întâmplător în viață. Acest film s-a născut și într-un moment foarte important, într-un moment extraordinar, un cutremur în Europa, care a contat enorm la această formare a noastră. În ziua în care noi am început filmările, vă reamintesc pentru memoria peliculei, Cehoslovacia era ocupată de tancurile sovietice. Eram o tânără generație la 21 de ani și eu și Mihăiță, care nu prea știam de lucrurile astea, de ce se întâmplă în jurul nostru din punct de vedere politic, această încleștare extraordinară între aceste blocuri comunist și capitalist. Și am avut șansa undeva la Sinaia, pentru că vorbesc de Sinaia, de orașul tău de suflet, pe care și eu l-am iubit și l-am descoperit atunci, într-o locație absolut de vis, undeva la Cumpătu, și unde a contat enorm, Marina, faptul că eram împreună cu câțiva iluștri poeți români care luau masa împreună cu noi. N-am să uit că trăiesc un radio care mergea non-stop pe Europa Liberă și aș face o mare greșeală dacă nu i-aș pomeni pe Fănuș Neagu, pe Joe Dumitrescu, Ion Băieșu, care locuiau la Cumpătu. La vilele de creație. Exact. Erau acele case de creație unde ei stăteau și lucrau. Și seara ne întâlneam, noi veneam de pe platou de filmare, care însemna gara din Sinaia, gara prin care în fiecare zi, vreau să vă spun, treceau trenuri cu soldați ai armatei române care mergeau spre graniță cu Ungaria, în perspectiva unui atac iminent, pentru că astea erau anunțurile, și sub presiunea asta extraordinară, a început acest film și imaginați-vă că seara eu cu Mihăiță îi sorbeam pe acești uriași oameni care erau în jurul nostru, de la George Constantin și Emil Bota și terminând cu Geo Dumitrescu, care era un personaj fascinant și unde se discuta liber despre soarta noastră, despre viața noastră. Și toate astea împletite cu un Pintilie care era de o aciditate și era un fel de, cum să spun eu, de ucenic al diavolului. Ucenicul vrăjitor. Da, ucenic vrăjitor și al diavolului, pentru că în permanență ne încărca cu știrile la care el avea acces. Și trebuie să spun că sub tensiunea asta extraordinară, nu întâmplător s-au plămădit aceste bucăți mici de cocă care însemnam eu și George Mihăiță la început de drum, știi? A fost așa o frământare la care am participat și care încet, încet,
ne-a deschis ochii asupra acestui sistem care era în jurul nostru. Nu uita că noi veneam din niște pașnice orașe de provincie, uitate de Dumnezeu, cu o informație foarte simplă și limitată, da? Și ne-am trezit brusc într-o vâltoare, da? În care se spuneau adevăruri năpraznice pe care mințile noastre uscate, ca niște bureți uscați, le prindeau. Și personajele toate și acel film care a însemnat primul film de rezistență și de anticipație a dezastrului care urma să vină peste România, automat ne-a propulsat în topul celor mai iubiți actori. Dar aici iarăși intervine, legat strict de profesia mea, intervine un lucru la care eu țin foarte mult să-l reamintesc celor care ne iubesc, că în această profesie a mea contează foarte mult și șansa. Șansa de a te întâlni cu omul potrivit în momentul potrivit și care să te aducă într-o poveste, într-un proiect absolut excepțional. Și această șansă pentru mine și Mihăița a însemnat fără doar și poate acest regizor uriaș care este Lucian Pintilie și căruia întotdeauna am să-i recunosc cu adâncă plecăciune această, cum spun eu, inconștiență. Știi, m-am gândit și ți-o mărturisesc când am auzit că am fost votat și selectat de Senatul Uniter, m-am bucurat foarte mult. M-am bucurat așa cum se bucură un copil, pentru că cred că e un lucru la care nu mi-e rușine să spun, să recunosc că n-am renunțat niciodată la partea asta de suflet de copil, care vreau să rămână o bucată în sufletul meu, și m-am bucurat ca un copil care urmează să primească un dar frumos într-o frumoasă zi de primăvară de la niște oameni care îi recunosc acest merit. Și crede-mă că nu dorm uneori noaptea și mă scol și mă gândesc, nu ți ascund, mă gândesc cui să mulțumesc. Și știu că e un protocol acolo în care trebuie să ții un discurs și mă trezesc vorbind singur. Marina, ți-o spun ție cu toată dragostea și sinceritatea de partea asta mea de copil, care vreau să cred că mai rămâne în fiecare din noi. Mă trezesc vorbind singur și mulțumind și întotdeauna, dar absolut întotdeauna, pentru că e un premiu de creație, de o întreagă încununare a unei munci de o viață. Întotdeauna încep cu AU de la Abecedar, care din păcate începe cu Lucian Pintilie, nu cu A. Dar care este Lucian Pintilie? Acest om care mi-a schimbat destinul și datorită căruia astăzi voi vă amintiți cu atâta drag de acest film eveniment. Exact. Da. Un film eveniment. Sigur că pe care astea îl simțim și acum în stomac. Auzim vorba mușcată sau șoapta timbrată a lui Bota. Da, absolut. Știați atunci când filmați că Bota este și poet și are o filozofie poetică extraordinară într-o lume austeră. Bota trăia, cum avea Enescu la cumpătul la Vila Luminiș, o cameră ca o chilie, așa trăia Bota. Așa trăia Bota. Am fost la el. M-a onorat cu prietenia lui acest uriaș intelectual, actor intelectual desăvârșit,
m-a invitat și am rămas într-o relație absolut specială, pentru că Botan nu stătea la cumpătul, stătea în oraș, el trebuind săptămânal să aibă grijă de o mamă undeva într-un oraș de provincie, unde se ducea ca un copil absolut minunat și aducea provizii mamei, după care în fiecare zi punctual trecea prin librăriile orașului Sinaia și venea și întotdeauna venea cu trei volume, tot ce apărea, Eminescu, Coșbuc, chiar și Bota. Prin Bota l-am descoperit pe Ion Barbu, marele nostru poet, nu? Și ne aducea mie, lui Mihaița și lui Ileana Popovici câte o carte din librărie și am un, cum se spune, un început de bibliotecă, pentru că stăteam la cămin și cărțile alea le tot cărai cu tine într-o valiză de carton, dar primele, cum să spun eu, temelia primei mele biblioteci îi aparține acestui actor uriaș care m-a onorat cu dragostea și prietenia lui. Și am fost la el în București și am fost șocat să descoperă acel pat de chilie, de fără copătură, era îngrozitor de auster, cu un birou și un pat de lemn pe care era o pătură militară. Pe aia dormea Emil Bota, ca un călugăr, era absolut... Absolut emoționant că m-am așezat și îți jur, Marina, pipăiam și nu-mi venea să cred, știi, că acest om, acest uriaș actor și poet trăiește într-o asemenea austeritate, ca să nu spun sărăcie. Da, pentru nu, că pentru el că în felul diferit. Era poate foarte bogat. Da, și cred asta. Cred Sunt asta. Convins da. Că nu avea, n-avea nicio era, suferință. Nu, era... Pe un gang, așa, într-o curte interioară, intra într-o cameră care el avea tot un lavoar unde se spăla. N-am să-i cătrez toate astea. Mă emoționează acum un cuvânt, pentru că de mult, când s-a sărbătorit promoția de aur și generația de aur, pentru că așa i s-a spus și așa cred că este, indiferent dacă vrem să luăm aurul ăsta și să-l mutăm de colo-colo, nu e bine să facem asta. A fost sărbătoarea la Târgu Mureș și promoția de aur, să spunem câteva nume, George Constantin, Amza Pelea, Victore Benjuc, Sanda Toma, Titi Rucăreanu, Cozorici. Da. Și așa mai departe. În seara aceea, George Constantin, Mircea Albulescu, George Constantin a stat puțin, am stat și eu puțin la masă, Rebenjuc nu a fost. Și mi-a spus, uite, eu aș vrea să mă plimb puțin prin Târgu Mureș. Și l-am însoțit. Și am vorbit despre Pintilie și reconstituirea. Am vorbit multe și despre Prospero și despre Ciulei. Și același cuvânt l-a spus despre Bota. Bota și căuta. Bota era un călugăr. Da. Și îmi spunea cum intuia anumite sensuri sau le decoda ce spunea Pintilie printr-o privire a lui Bota, printr-o întoarcere a lui, adică se baza mult pe reacțiile lui Emil Bota, iar aparițiile lui, intrările în costumul acela alb impecabil, cu o pălărie ce părea că l-aduce din altă lume, un personaj solar care de fapt anchetează. Hei, voi! Așteptați ceva mai încolo. Vă chem eu. Hai, mă!
Mușchiul. Dacă mă îngădui și timpul ne îngăduie, o să vă devoalez o întâmplare absolut extraordinară legat de acest om minunat și mă bucur că vorbim de el, de Emil Botta. De foarte multe ori seara ne retrăgeam după încărcătura aceea politică cu radio-ul ăla, al cărui ochi ăla era un ochi magic care mă fascina pe mine, țăranul de la Suceava, care mă uitam fascinat la ochiul ăla care pâlpâia și vocile acelea celebre ușor deformate, de Europa Liberă și noi toți care stăteam cu căpșorul în pumn și sorbeam cuvintele acelea care erau despre viața noastră viitoare, ne retrăgeam într-o una din vilele frumoase care probabil aparținuse unei personalități a interbelicului și care avea un șemineu extraordinar în care aveam o doamnă care ne iubea și ne făcea un foc foarte mare, pintilie, spiridușul pădurilor apărea cu o brânză de burduf în coajă de brad, atunci am descoperit brânza de burduf cu o pălincă extraordinar de bună, cu o sticlă simplă, așa, și noi toți ne așezam care pe unde găseam un locșor. Noi copiii ne urcam pe o scară care ducea sus și începea o chestie absolut unică, Marina, în care Emil Botta începea să recite din Domnișoara Hus și vreau să spun că ai sentimentul de catedrală. Parcă se oprea timpul în loc și cred că un mare actor cum era George Constantin, noi eram la început de drum și eram fascinați de aura care începea să-i apară acestui uriaș actor recitându-ne din Ion Barbu, pe care trebuie să-ți mărturisesc că n-avusesem șansa să-l citesc și să-l descoper. Și era o încărcătură de spiritualitate cum nu se poate povesti, Marina. Și asta a fost, cum să spun eu, șansa și școala inițierea la care noi ne formam, creșteam. E cum să nu te bucuri când ai această șansă uriașă, când puteam să fim la un film în care să avem câțiva colegi care să ne ducă jos la cârciumă, să auzim cu băi, cu măi și cu așa, și să se oprească lucrurile acolo. Poate că și asta a însemnat faptul că Vladimir Găitan a putut să facă parte dintr-o trupă extraordinară ca aceea Teatrului de Comedie, O Viață. Absolut, O Viață. Au fost întâlniri importante. Lucian Giurchescu. Așa este. Valeriu Moisescu. Gheorghe Harag. Horog. Cu singurul lui spectacol, Procesul cu Amza Pelea. Singurul spectacol pe care Horog l-a putut pune în București. Foarte ciudat și lucrul acesta. Da. Meritul lui Silviu Stănculescu, să dăm cezarului. L-a adus. Silviu l-a adus, da. Am spus Ion Cojar. Ion Cojar, Sandu Dabija, mai nou Claudiu Goga, cu care am Horea lucrat. Popescu, Horea Sanda Popescu, Manu. Sanda, vorbim despre istoria unui teatru, dacă întotdeauna mă feresc de lucrul ăsta pentru că uit nume și îmi pare foarte rău, dar Teatrul de Comedie a însemnat un punct al valorii, al unei forme de rezistență și a unor spectacole care au marcat istoria teatrului. Amza Pelea,
Ștefan Tapalagă. Ștefan Tapalagă. În primul rând actrițe, Vasilica Tastaman. Stella Popescu. Stella Popescu, care a venit la noi și, știi, m-a durut că la un moment dat un coleg mai acid, el așa, s-a întrebat, dar ce a făcut fata asta? Stella Popescu a fost o mare actriță, și a făcut câteva roluri în teatru de comedie absolut excepționale, pe care n-am să le uit niciodată. Ion Lucian. Sanda Toma, Iarina Demian. Ciubotărașul, Dinică, Marinuș Moraru, acel Toiu și Cresida lui Esrig. Tot la teatru de comedie a fost. Cum? A fost... ABCD-AU de la nașterea spectacolului nebună, acel Troilu și Cresida, a fost o demență cu care s-au tras 39 de cortine la Comedia franceză. Cine mai știe asta? 39 de cortine când a început, s-a cântat imnul național al României, că mi se face părul pe mână așa, și sau la sfârșit publicul francez, care știm bine cât de gomos și fițos și așa mai departe, s-au tras 39 de cortine care au rămas în istoria comediei franceze, la Troilu și Cresida, la Umbra, spectacole absolut excepționale. Ei, în teatrul ăsta am intrat într-o zi, eu, Vladimir Găitan, tremurând așa la Arlechin, și trebuie să vă povestesc că întâmplarea asta, că e nostimă, mai și râdem puțin. Pe scenă eram uriașul Ștefan Ciubotărașu cu Vasilica Tastaman, pe care am iubit-o și am să o iubesc o viață întreagă, o actriță absolut minunată. Și în ziua aceea au fost angajați doi oameni la teatru de comedie, Vladimir Găitan și un tânăr pompier, care și-a luat treaba foarte în serios. Stătea la Arlechin cu casca de pompier, cu haina aceea verde de pompier, și urmărea și el fascinat ce se întâmplă pe scenă, pentru că era de privit. Și sigur că la un moment dat s-a întâmplat o chestie neprevăzută pe care piesa așa o cerea. Ștefan Ciubotărașu și-a aprins o țigară, că suntem la modă cu fumatul. Și și-a aprins o țigară, la care l-am văzut pe pompier că odată se îndreaptă de umeri, pășește maestos pe scenă, îi smulge țigara din gură. Personajului îi smulge țigara. Tovarășul Ciubotăraș, eu vă stimez, dar nici chiar așa. După care a ieșit maestos, a stins țigara în scrumieră. Și-a urmărit mai departe spectacol. Și s-a întors. Bineînțeles că a apărut regizorul tehnic Nea Traian, care l-a scos în șuturi pe ăsta, zice, dispar, fugi acasă, ascunde-te în piviță, îngroapă-te, că te omoară Ștefan Ciubotărașu. Eu la început am crezut că face parte din spectacol, că se purta, începuse să fie moda spectacolului cu câte un spectator care sărea din scaune și se certa cu actorii, era la modă. Zic, mă, ce interesant că ăsta a ieșit de aici ca să descoper că, de fapt, n-a fost era nimic. Era realitatea. Realitatea. Așa am debutat eu la teatru de comedie cu acest Vreau să pompier. Mai adaug un nume care înseamnă foarte mult pentru teatru românesc și care a făcut la teatru de comedie un spectacol. Încep să mă grăbesc, ajungem în timpul nostru care fuge. Un spectacol extraordinar, Fuga. Da. Este vorba despre Cătălina Buzoianu și este vorba probabil de unul dintre cele mai mari spectacole în care jucai cu un Ștefan Iordache minunat. Cum cred venea și după Titus Andronicus cu Purcărete, era încărcat, era puternic, era cât scena. Absolut. Și mărturisesc că una dintre reprezentații l-am văzut de mai multe ori și am suferit că nu s-a mai jucat. Am privit acel spectacol prin ochii personajului lui Vladimir Găitan. Pentru că erau momente, secunde, în care vedeam cum te și cum îl priveai, ce face. Era și fascinant. Cum face. Cred că destinul unui actor ca Vladimir Găitan este un destin ce pare
așezat și Molcom, dar care în spate a avut multe furtuni, multe întâlniri, tensiuni, dezamăgiri, dar peste tot, cred, se așează lumina. Și lumina asta vreau să fie în noi și acum și mai departe, pentru că întunericul... Da, mai ales că ne apropiem... E mult pe scenă. Da, este pe scenă, da, mai ales că ne apropiem de niște sfinte sărbători, foarte dragi mie, Învierea Domnului, și vreau să cred că tot ce ai spus e adevărat și mă bucur că ai pomenit de fuga, care într-un fel este și copilul meu de suflet. Pentru că erai directorul teatrului. Eram efemer directorul teatrului de comedie și s-a născut din dorința asta extraordinară de a face un lucru deosebit. Atunci s-au făcut chiar câteva spectacole frumoase, dar fuga, din păcate, și aici într-un fel este și vina noastră, a fost din păcate un spectacol care a murit pe mâna noastră, din cauza noastră, din cauza, zic eu, a degringoladei în care începuserăm să intrăm, să alergăm după câștiguri mai bune, și toate astea au făcut ca acest spectacol să nu mai poată fi programat. Și am suferit îngrozitor. A fost unul și din motivele pentru care eu m-am retras din așa zisul managereat, directorat, mai pe înțelesul nostru, tocmai pentru neputința pe care o aveam în a programa această bijuterie de spectacol, care din cauza colaborărilor colegilor mei nu mai aveam nicio zi să-l programez. Asta este adevărul istoric acestei morți premature și am să regret toată viața că n-am putut... Dar probabil că el rămâne în memoria noastră afectivă și vreau să încheiem cu gândul optimist la el, la Iordache, la... Da. La Tatos, cu gândul la Horațiu Mălăele, la tot ce înseamnă istoria acestui loc, care este de fapt istoria unui destin. Mulțumesc. Așa foarte este. Mult! Și eu vă mulțumesc!